De mult, cu sute de ani în urmă, a trăit un rege puternic și înțelept. Într-o zi, plimbându-se prin curtea palatului său, a auzit, dincolo de ziduri, pe cineva care plângea. A dat imediat poruncă să fie deschise porțile și a ieșit să vadă ce se întâmplase. Nu-și putea crede ochilor. Dacă în palatul său toți oamenii erau mulțumiți și aveau de toate, acum vedea însă că la porți erau adunați oameni nevoiași, ce întindeau mâna pentru o bucată de pâine. Chiar lângă zid era un copil ce plângea. Când regele l-a întrebat ce i s-a întâmplat, copilul i-a răspuns că părinții săi sunt bolnavi și el nu are bani nici de hrană și nici de doctorii. În timpul acesta, în jurul regelui s-au strâns o mulțime de oameni nevoiași, unul mai amărât decât celălalt, fiecare încercând să-și pună păsul. Mâniat de această situație pe care sfetnicii o ascunseseră, regele s-a întors în palat și i-a chemat pe toți bogătașii la el. Când aceștia s-au adunat în sala tronului, le-a spus: voi sunteți cei mai bogați oameni din regatul meu. Aveți atâta avere încât ați putea să vă construiți fiecare câte o casă numai din aur. Dar dacă v-ați uitat și în jurul vostru, ați vedea că sunt oameni care mor de foame, care sunt rău, fiindcă voi nu vă îngrijiți de treburile cetății. Afară este plin de oameni ce pot să muncească pentru o pâine, dar voi îi refuzați. Doar de voi înși vă depinde ca acești oameni să o ducă mai bine. Puteți să-i ajutați și vă poruncesc să o faceți. După câteva zile, regele a văzut că nimic nu se schimbase. Chemându-i iarăși la el pe cei mai bogați dintre supușii săi, le-a spus: da, văd că nu aveți suflet. Cum să nu vă e milă de cei ce se luptă cu greutățile? Dacă nu o faceți voi, ajunge să o fac eu. Iată ce poruncesc, de azi înainte, de fiecare sărac mor de foame, în regatul meu va fi omorât și un bogătaș. De mâine ne vom întâlni fiecare seară. Dacă aflu că peste zi un om a murit de foame la mine în cetate, atunci sorții vor decide care dintre voi va fi executat. Pentru că voi înși vă faceți vinovat de moartea acelui om, căci l-ați putut ajuta, dar n-ați făcut-o. Ne vedem mâine seară. Se spune că de-a doua zi nimeni n-a mai murit de foame în regatul acela. Nu invidia gloria celui păcătos, căci nu știi care va fi sfârșitul lui.